Începem ședința ordinară din 28.09.2023 cu ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31.08.2023. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 3 la contractul de închiriere numărul 3 din 23.08.2016, încheiat cu Andoniu Marinela, biroul individual notarial, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răcăciuni, județului Bacău, pentru lunile octombrie-decembrie 2023. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Răcăciuni prin ședința AGA CRAB din 2.10.2023. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului prealabil și autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietatea domeniului public al Comunei Răcăciuni, județul Bacău, care afectează structura căilor de comunicație rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 954 metri pătrați cu numărul cadastral 60.679, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în Cătunul Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, județul Bacău. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 933 metri pătrați, cu numărul de cadastral 60.692, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în Cătunul Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, județul Bacău. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 837 metri pătrați, cu numărul cadastral 60.704, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în Cătunul Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, județul Bacău. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 847 metri pătrați, cu numărul cadastral 60.705, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în Cătunul Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, județul Bacău. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 816 metri pătrați, cu numărul de cadastru 60.741, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în satul Dumbrăveni. Sloturile de teren care solicitări făcute de către sau... Da. Păi zic să trecem mai departe, nu? Așa. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răcăciuni, județul Bacău, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Răcăciuni, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Răcăciuni, județul Bacău. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Comunei Răcăciuni, județul Bacău. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Răcăciuni și a participării Consiliului Local Răcăciuni la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău
în perioada 2014-2020. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunei Răcăciun să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor inițial, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 20. Ce ascultă? Dumneața am fost la pădure, am venit cu o fugă, aș cu pulover, și am ajuns deja la căldură. Așa, punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție SC Companii Regional de Apă Bacău, PESA, a terenului aferente investițiilor din cadrul proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în proprietatea organizației utilizator de apă pentru irigații Gheorghe Doja, Răcăciunea, unor componente din infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciun, județul Bacău. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare a Comunei Răcăciuni, a primarului Comunei și a Consiliului Local al Comunei Răcăciuni, inițiator primarul Comunei. Punctul 23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Răcăciuni în ședința de 29.09.2023. Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului și modificarea listei de investiții pentru trimestrul 3 al anului 2023. Inițiator primarul Comunei. Și avem diverse. Referatul conform, referatul comun numărul 8799 din 19.09.2023 a compartimentului buget contabilitate și compartimentului impozite și taxe locale referitor la situația imobilului apartament situat în blocul 1, scara C, apartament 6, aparținând domeniului public al Comunei Răcăciuni. Proiectele de hotărâre mai sus menționate sunt însoțite de documentație necesară întocmită conform ordonanții de guvern numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și transmise personal fiecare consilier în parte. Supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Unanimitate. Și începem cu punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare din data de 31.08.2023. Cine este pentru? Unanimitate. Și să nu și să ca să finalizăm. Da. Unanimitate. Da. Da. Acum. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Răcăciun, județul Bacău. Deci regulamentul, da? Da. Atât, mulțumesc. Da. Am terminat. Da. Sunt întrebări la punctul numărul 2? Dacă nu sunt, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Pe comisii au primit vot proiectul. Da. Da. Da, la toate comisiile. Da, da. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierea actului adițional numărul 3 la contractul de încheiere numărul 3 din 23.08.2016 încheiat cu Andoniu Marinela, birou individual notarial. Da, e discuția care am avut în ședința anterioară.
după cum ați stabilit exact valorile și... Am notificat. Notificat. Ne-a răspuns imediat, a fost de acord cu propunerea pentru propunerea dumneavoastră pentru majorarea chiriei. Da. Și drept pentru care astăzi avem proiectul pentru act adițional numărul 3, dacă nu înșel, da? Cine este pentru? Da, mulțumim. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Consiliul Local al Comunei Crăciuni, județul Bacău, pentru lunile octombrie-decembrie 2023. Domnul Danu. Domnul președinte, propun pentru următoarele 3 luni pe domnul Munteanu Gelu. Alte propuneri mai sunt? Nu, la fel și eu vreau să-l propun pe vreau așa. Supunem la vot. Cine este pentru domnul Munteanu? Unanimitate, mulțumim. Și domnul Munteanu, următoarele prezuri. Pe sfârșit. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal OAT Răcăciuni pentru ședința AGA CRAB din 2010-2023. Da. Mai multe de investiții din partea CRAB. Acum o să discutăm când ajunge la punctul cu regulamentul. Da. Tot auzim, da. De ce? Auzim, nu. Dacă aici este direct să voteze pentru. Exact. Păi tocmai. Dar aveți și ordinea de zi. Nu, dar stați un pic. Că fiecare își pune... Dacă e de acord, pentru sau contra. Păi e proiectul de hotărâre. Dacă sunteți contra, hotărârea va fi cu numărul de vot. Dar nu trebuie să trecem. Bine. Și rămâneam punctul. Cu liniuțe. Corect, corect. Așa văd. Toate hotărârile care vin în ADIP și CRAB, da. Mandatăm să voteze doar pentru. Nu putem să mandatăm să voteze împotriva. Ba, se poate. Conform legii. Conform legii nu aveți drept. Conform participării noastre în ADIP și CRAB, nu se poate. Păi haideți să supunem la vot dacă sunteți de acord cu ordinea care va fi discutată pe data de 20-a la... Cine este pentru? Următorul e cu regulamentul. Da, da, da. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului prealabil și autorizație de amplasare și de acces în zona drumului public pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate de, pe proprietatea domeniului public al Comunei Răcăciuni, județul Bacău, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarilor, aleilor, spațiilor verzi. Deci din titlu este clar ce presupune acest regulament. Bine, îl aveți care și... e scopul de ce trebuie să-l aprobăm acum? Nu a fost un regulament? A fost un regulament pentru cei care solicită rețelele electrice. Avem unul. Deci acum, acolo de este una. Acum este acesta. N-am avut solicitări până acum, dar acum pe investiția aceasta cu POIM, mi s-a solicitat CRAB pentru că au făcut niște planșe. În luna viitoare o să intrăm cu solicitarea lor. Dar până, pentru a putea traseul să exact ne dăm... Traseul exact al utilităților. Da. Nu suntem mare. E și Cleja, e Mrăcăciune, e Palea Seacu, Orbeniu, Parava. Deci o să vină... Am avut regulamentul ăsta și acum îl avem. Și acum îl apropo. Ei o să vină să facă un traseu bine definit, exact unde o să vină utilitățile. Și în funcție de emiterea autorizației de construcții sau alte lucrări care vor fi trebuie... Ca să putem să le emitem, trebuie să avem un regulament în exact, baza cu ea. Dacă nu a fost până acolo, nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim, unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind... Am o propunere. Haideți că toate aceste proiecte de hotărâre care privesc același obiect al... Discutăm primul, dacă aveți nevoie la unul să... Și dacă aveți propuneri ceva, spuneți cum dacă le-ați avut acasă, le-ați citit, le-ați consultat... Și cum ar veni... Votăm în bloc. O singură mențiune înainte de vot, dacă îmi permite, președinte. Cu aceste loturi avem un total câte loturi la Dumrăveni?
scoase la licitație? 7 cu 9 și cu 8. Bine, 7 și cu 9 înseamnă 16 cu acte de vânzare-cumpărare. Iar acestea 8, dacă se finalizează toate și vor veni cetățenii să facă documentația, 16 plus 8. 24. Din câte sunt inițial? 82. Discutăm despre loturile la început pe care sunt construite locuințe. Finalizăm cu cele, pentru că ulterior ei vor veni și își vor face o procedură să intre și cu construcția în legalitate. Mai sunt cereri la care încă nu s-a făcut procedura de licitație? Sunt mulți care au depus cererea la primărie, mulți, nu știu să o inventariez exact, care au depus, dar fiind plecați în afară și fiind în străinătate, automat nu poți veni când le ceri. Deci cereri mai avem, asta e. În funcție de posibilitatea lor de a ajunge să semneze actele, că sunt mulți care nu au, nu poate să le se procură, sau nu am încredere să le se procură cu imații de semnări. Asta l-a strâns de câteva luni de zile, două, ceva de ce. Automat, dacă ei și-au construit case, de ce este lor? Terenurile în cauză, pe terenurile în cauză sunt deja construcții. Dar pe cum a zis? Casele la Dumnezeu. După inundația din 91. Intră în legalitate cu terenul, după care ca cei care nu au autorizație cu parte au în baza contractului de concesiune, care nu au, intră în legalitate cu... Asta nu este o prioritate. Da. Dacă el a construit casa pe terenul ăla, am eu prioritate să iau casa, văd terenul? Are oricine prioritate. El are drept de pretențiune. Da. Dar... Dar la licitație poate participa oricine. Așa este. Vine cineva și ridică prețul. Și omul trebuie să plătească. Noi trebuie să facem procedura dacă vine cineva, cel cineva care să liciteze. O să fie comisii de evaluare care o să plătească până la 2 zile și o să analizeze. Cei care au cumpărat înainte de 2019-2020, tot pe licitație publică au cumpărat. Nu, dacă au cumpărat, sunt câțiva care au cumpărat prin licitație, prin cu contract de vânzare-cumpărare, în baza la acele procese verbale și acele acte care au fost întocmite între schimburile făcute pe fundul Răcăciuni și Dumbrăveni. Li s-au dat loturi de teren. Deci sunt vreo 19 sau câte să... În compensare, da. Ei, aici, incluzând, nu știu, vă dau un exemplu. Fer, mai sunt vă câțiva și sunt vă câțiva care au acte de vânzare-cumpărare chiar de pe 2000... sau 96-96. Deci actele de vânzare-cumpărare nu s-au făcut decât după ce a făcut procedurile, de când sunt eu, noi suntem prezentat, de când s-au făcut. Deci Silvestru a cumpărat, preotul a cumpărat, sau ce a făcut? Dar noi, 2010-2012, ați cumpărat înainte și Biserica Catolică. Nu Biserica, eu mă refer la Biserica aia zicem că știu. Păi nu, Biserica, să înțelegeți, s-a făcut titlul de proprietate pe terenul respectiv. Ceva. Adică nu poți să iau dreptul parohii, biserici, și automat ei sunt proprietari acolo. Sub parohia, Fundul Răcăciuni. Deocamdată Dumnezeu este cât. Vot prin compensare sau... Nu știu, să verificăm. Ce e cert, nu eram eu primar atunci, nu era nici dumneavoastră consilier în perioada respectivă, verificăm exact cum s-a făcut. Dar în 2012 ei dat în proprietate. După și parohia, și Cotior, și... Gândiți, sunt acte de proprietate care, dacă aveau să fie contestate, nu le intabula, deci s-au făcut conform legii. Eu așa știu. Dacă aveți o problemă cu biserica de la Dumbrăveni, și asta, este titlul de proprietate. V-am întrebat cum îi plăti, deci ăștia plătesc și ce, deci ăștia care acum sunt în plan licitație și ce la... Păi eu vă rog, mie sincer, mi-ar fi o situație corectă, să vedem câți proprietari sunt, câte case sunt. Păi da, este inventariat conform legii, nu era pe mandatul ăsta acum, mandatul trecut s-au făcut scoateri din circuitul agricol, domeniul public, privat, sără și așa mai departe. Fiecare, dar sunt făcute. Sunt făcut tot satul Dumbrăveni, satul Cătun Dumbrăveni este la țimită. Păi atunci când l-ați intabulat, nu trebuia să-l intabulați pe oate Răcăciuni, să faceți notarea posesiei. Au fost cerințe, domnul Bădărău, au fost cerințe din partea boierilor.
ce proprietari care v-au avut să ia sat, dumneata, dacă era în locul meu, a consiliul local, dădeai satul. Dar nu dădeam. Bă, dar era de tot, dar procedura care a făcut, stă vreo așa, procedura care a făcut, da, pentru primărie, exact aceeași procedură puteți să faci cu notarea poziției, că aveați lege la bază. Unde e notarea poziției? La timpul respectiv, la timpul respectiv de doamna justiție aici. Ați intabulat în ce an, domnul? Păi, s-au început documentațiile din 2000 și nu știu cât, 2010, 2011, no, ceva de genul. Și intabulările sunt făcute de ce? Dar nu îți poate să faci extra. Dacă faci subiectul, dacă faci subiectul, da, faci. Pentru că în modul ăsta, în felul ăsta, cum ați procedat dumneavoastră, încercați să controlați populația. Dar nu controlezi pe ei, nu intră în legalitate. Ce să controlezi? Dar pe ce să controlezi? Oamenii amărăți. Care amărăți? Dar dumneavoastră te-ai dus și ai spus, nu mai dedicați minge la filiu ca să mai... Te-ai și ai spus că este ilegal orice procedură făcută de către Consiliul Local și nu se atribuie oamenilor. Țineți minte asta, dar este filmare în 2020 când erai cu domnul Bulai. Este domnul Bulai când a fost în centru acolo la Dumbrăvie și a spus că... Noi am pus să... Nu Consiliul Local, nu erați consilier. Erați în centru la Dumbrăvie. Într-o duminică sau ceva de genul. Fiecare dată când ați spus jandarmii după noi, domnul Șupir, domnul... De asta a trimis poliția după noi. Dar nu poliția, că atunci... Și nu ai venit cu politici vor. Haideți că duce discuții în altă parte. Oamenii trebuie să... Oamenii trebuie să intre în legalitate, da? Și asta nu, eu n-am impus nimănui și nimănui încerc să vină să încerc mie, cumva eu sunt primarul și vreau să... Nu, domnule, omul trebuie să intre legalitate, că au stat destul fără acte de proprietate acolo. Exact, le-am luat și bani și... Le-am luat bani. Mai bine să le ia altcineva dacă era retrocedat tot satul. Nu dacă făceai așa? Dar cum? Și aveți dovadă că o solicitat cineva terenul? Da, sunt solicitări, da. Vreți dovadă de la Dumbrăveni? Eu vorbesc cu cineva în cauză care este din Dumbrăveni. Dar de ce, domnule, stai? Nu, dacă Dumbrăveniu e pe partea împunecată partea, a lunii. Nu, dar nu de asta, partea de islas, care nu sunt locuinții, aia este făcut intabulat, scos din circuitul agricol, absolut tot. Și partea aia de arabil, aia este recit procedat. Exact. Oamenii trebuie să intre legalitate și cu asta basta. La punctul numărul 7, supune la vot toate cele 8. Da. Asta este primul pas pentru viitoarea procedură de vânzare și trebuie să se, prin dispoziția primarului, se va constitui o comisie, așa cum aveți și în proiect de hotărâre, formată din 3 consilieri și 2 din aparatul de specialitate. Este necesar să faceți propuneri, pentru că în momentul în care începem procedura, acești 3 domn consilieri vor fi prezenți la comisie. Dar ei au fost stabiliți odată, că acum ai fost stabiliți. Da, dar fiecare lor trebuie. Dar aici aceiași domn consilieri, nu are rost, zic eu, pentru fiecare lor. Dar de ce vă dați dumneavoastră cu părerea mea? Nu, pentru astea acum, nu pentru ce au fost, pentru toate 8 astea acum, nu pentru fiecare lot în parte 2 consilieri, de asta mă refer. Pentru toate. Așa? Deci acum, așa, da. Dar acum, pentru astea toate 8 loturile, eu spun să nominalizați doar trei domn consilieri. Da, o singură comisie care vă face parte din comisia respectivă, da. Eu nominalizez. Și propunere, vă rog. Pe? Domnul Bărbat. Așa. Ne trebuie 3. Un alt domnul Munteanu. Eu aș face pentru toți 3. Să-i botăm în bloc. A, să faceți 3 propuneri. Așa, pentru comisie. Eu fac 3 propuneri. Bine, da. Să termin eu, deci, domnul, pe domnul Bărbăreanu. Domnul Munteanu. Și suplean. Nu. Dacă sunteți de acord, propuneți-o pe domnul Drăgăstan, pentru că... Mulțumesc, eu mai de așa răspunsare, s-a retras acolo. Dar comisia trecută... Nu, mulțumesc. Comisia trecută, din ce persoane a fost formată? Să vedem că... Doi consilieri și suplean. Doamna Cocrea. Deci a fost doamna Cocrea, domnul Drăgăstan... Nu. Munteanu, Cocrea și... Suplean, cine a fost? Suplean, domnul Dițiu, da? Nu știu dacă suplean sau membru. Domnul Bădărău și domnul Munteanu membri și... Vă rog, domnul Bucur. L-am propus pe domnul Iștoc. Nu știu propunerea. Da. Da, suplean... Da, asta este o propunere a doua, domnul Munteanu, cu
cu domnul profesor Danu, da, domnul vice, da, și supleant. Și supleant? Cine o fi? Domnul... Păi Iancu. Da, da, Iancu, Iancu, nu-mi venea. Da, nu mă venea. Întrebați dacă mai sunt alte... Da, mai sunt alte propuneri? Aș mai face și eu o propunere. Domnul... Și având în vedere că m-a propus deja domnul domnul Ciprian, aș face o propunere să avem în vedere odată capacitatea comisiei să fie și din zonă. Nu vorbim de... Că nu stabilește dumneavoastră capacitatea comisiei. Capacitatea comisiei stabilește fiecare persoană care va fi prezent acolo. Deci să nu cum mai aud cu chestia asta cu stabilim noi capacitatea comisiei. Nu. Deci, domnul Munteanu, v-am întrerupt sau pot să... Păi nu, nu, păi da, dar eu mă simt jignit când spui așa ceva. Păi că dacă nu ascultați până la capăt... Păi nu, dar după cum ai început, ai început prost. Nu știu dacă chiar trebuie. Și acum dumneavoastră pe ce bază? Dar nu ce bază? Eu am spus. Pe ce bază dumneavoastră spuneți că am început eu prost? V-ați și pentru că ați început mai devreme, dar acum eu că ați început cu capacitatea. Mă simt mai jignit. Da, o comisie în care are un jurist, are o persoană din zonă și are pe domnul vice. Dar nu ai să știți capacitatea fiecărui membru al comisiei. Deci nu aveți de unde dumneavoastră să... Propuneți, vă rog frumos, domnul Iștoc. Eu n-am făcut pe bază de capacitate. Ați avut ceva la bază de propunere? Am făcut propunere, că așa trebuie să faci. Da, să mai fac nicio propunere, că nu se vrea pe capacitate, se vrea pe că așa trebuie făcut, domnul Munteanu. Mergeți mai departe cu voi. Bine, gata, votăm propunerile. Propunerea lui domnul Bucur. Știu. Cine este pentru? Domnul Bădădău, domnul Munteanu, supleant Iștoc Valentin. Numărați, vă rog, ca să avem aici. Aici luăm în considerare doar voturile celor prezenți, da? 6. Încă o dată. Vă rog frumos să vă ridicați mâna pentru... Citim din nou comisia. Domnul Bădărău, domnul Munteanu, supleant domnul Iștoc Valentin. Propunerea domnului Bucur. Haideți încă o dată să puneți vot. Cealaltă este domnul Danu, domnul vice și supleant domnul Iancu. Cine este pentru propunerea lui domnul Bucur? Fac performanța să nu mă puteză. 4. 4. N-au, 6 am mai picat. Propunerea domnului Munteanu cu domnul Danu. Propunerea domnul Munteanu. Domnul Danu, domnul vice și domnul Iancu. Cine este pentru? E important. E normal. Nu e miză important. Ba, este miză. Numărați. Da, de mare acolo. Haideți în fără. Da, numărați. Eu de asta am pus acolo. Domnul Drăgăstan, vă rog frumos, vreau să numărăm voturile. Da, domn. La comisii. Da, repetați. Cine este pentru a doua propunere? Ar trebui să fie 8 sau se mai abține cineva? Aritmetică în Consiliul. Dumneavoastră. Eu am votat în vot. Păi și câte sunt? Haideți, hai, vă rog frumos, sunteți cu care sunteți propunerea. Aveți 2 online, prezenți care au ridicat mâna, minus băieți. 2 online nu putem să-i punem pentru că nu știm propunerea, ei nu știu propunerea. Deci cei prezenți? Aveți dreptate. Păi da, deci nu, sunt propuneri cei prezenți. Da, dar nu și propunerile. Exact. Deci comisia numărul 2 va fi... Rămâne. Așa. Da. Acum supunem la vot. Punctele care sunt acolo. Toate punctele. Numărați, puneți pe ordine de numărul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 14. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind desemnarea președinților Consiliului Local al Comunei Răcăciun, județul Bacău, reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răcăciun, județul Bacău, un Consiliu de Administrație al Școlii Gimnaziale Răcăciun. Pentru anul școlar 2023-2024. Am eu o propunere. Da. Domnul Bucur. Cine propuneți-vă? Domnul Iacobuș. Iacobuș, propunere 2. Punem tot așa ca lucru. Domnul Bucur și? Domnul Bădărău.
Și domnul Bădărău. Puneți pe persoane, eu cred că e mai ok. Da, dar ne este greu după... Numărăm voturile. Ce se face? Cum? Spuneți-mi, mă rog, acest personal? Haideți. Bun, tai, domnul Iacobuș, o să tai și o să luăm de la capăt. Propuneți dumneavoastră, ia pe persoane, ia Iacobuș, pe cine propune, pe domnul Bucur. Pe domnul Bucur, da. Așa. Adică, ne putem autopropune în acest consiliu, nu? Eu aș vrea să mă autopropun în această... Comisie. Și aș vrea să... Și dumneavoastră. Ținând cont și că fac parte din Comisia de Educație și cred că ar fi... Ok, să mă aștept. Mai, mai sunt alte propuneri? Da, vă rog, domnule. Eu propun pe domnul profesor Danu. Da. Și pe domnul Montan. Da. Tot domnul. Adică aveți două propuneri? Da. Am zis că nu, 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 că am zis că propunem nominal. Nominal. Da. Atunci propune pe domnul Munteanu. Și domnul Secară propune pe domnul Munteanu. Tot nominal era și domnul Vici. Da, a spus domnul Danu, domnul Munteanu, că e nominal. Nu? Și poate să facă două propuneri. Acum, păi, cum să nu? Cine interzice? Una, două, trei, patru, avem cinci. Să nu se poate, avem cinci propuneri. Mai dorește cineva să facă propuneri? Haideți să trecem la vot. Da. Cine e numărul primul? Domnul Bucur. Domnul Bucur. Cine este pentru domnul Bucur? 2, 4. 4 voturi. Pentru domnul Iștoc, Valentin. Deci nu putem vota pentru mai mult. Nu. Pentru că a fost individual. Păi da, vedeți că aici nu era la pachet, era aici la comisia 2, 2, domnul Ciprian nu este de acord pentru domnul Iștoc, dar poate să fie de acord pentru domnul Dan. Da, dar nu adică poate vota decât de două ori. Cum adică pentru că sunt doi membri. Nu poate să voteze, la, să ridice mâna la toate, că ne încurcăm. Deci asta era bine și aveam o claritate pe comisie. Și dacă facem o comisie formată de domnul Danu și domnul bine, Gelu, și să eu votez comisia că nu vreau pe domnul Gelu în comisie. Adică e același lucru. Da. Și nu votez nici pe domnul Danu. Deci, ca acum următorul... Acum facem. Dacă îmi permiteți la experiență pe care o am ca membru în Consiliul Local, întotdeauna această comisie și această reprezentare a Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii se face în bloc. Propun noi Consiliul Local, propunem o comisie formată din să ne reprezinte interesele școlii în Consiliul de Administrație. Deci nu pe Popescu, Ionescu, Georgescu, Vasilescu. Că nu mă interesează, mă interesează o comisie care să reprezinte Consiliul Local. Așa a fost întotdeauna, așa am înțeles de fiecare dată că trebuie făcut, așa a înțeles și Consiliul de Administrație a Școlii că trebuie făcut. Pe lângă noi vine și reprezentantul primarului, primarul sau reprezentantul primarului componenții. Eu vă propun, domnule președinte, să votăm comisia. O comisie. Comisie și comisia respectivă care îndeplinește numărul cel mai mare de voturi. La 40 nu scrie comisia. Domnul Dragă, asta nu mai contează, trebuie să găsim o soluție. Dacă trebuie să propunem comisii, o să propunem pe domnul Bucur și pe domnul Drăgăstan, una din ei. Poftim. Nu vreți să continuăm cu ce am stabilit, să vedem cine este aici nominat? Păi nu, haideți să vedeți că dacă nu ia să trebuie, mai facem o dată, nu? Haideți, cei care au făcut asta. Domnul Danu are dreptate. Facem comisii. Facem comisii, doamne, deci, băi, nu este la regulă așa, domn profesor, pentru că dacă se votează niște comisii, trebuie să votăm persoanele care formează acea comisie. Persoanele care vor întruni numărul cel mai mare de voturi, vor forma comisii. Acum dumneavoastră decideți. Deci pentru domnul Iacob, pentru domnul Bucur avem 4 voturi. Pentru domnul Iștoc votați, vă rog, să puneți la vot. Numărați, domnul. Da, 1. Pentru domnul Drăgăstan, să puneți la vot, vă rog. Pentru domnul Drăgăstan. Pentru domnul Danu. Stați un pic. Domnul Drăgăstan, pe cine votezi? Deci pentru domnul Drăgăstan. Ca membru. Ca membru. A, nu propun cine a propus. Din cei doi din comisie. Nu mai n-ai fost o fiecție. Am revenit. S-a continuat individual. S-a autopropus domnul Drăgăstan și cu domnul Mișteu. S-a continuat pe vot individual. Putem să votăm de două, nu? Nu. Votăm o dată, nu? Nu, mă, ești de acord pentru unul, ești de acord pentru altul. Care e problema? Dar trebuie să votăm de două, pentru că sunt doi membri în comisii, domne, logic. Nu votez de două, votez persoană. Votez ce azi? Puntajul maxim nu trebuie votez. Asta este normal, dar nu trebuie să fie numărul de votanți egal cu numărul de propuneri. Nu.
Deci, bun. Haideți, domnul Bucur are 4 voturi, da? Domnul Ștoc are 1. Domnul Drăgăstan. Domnul Drăgăstan. Nu e votat cu Drăgăstan. Numărați, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa. Și domnul Danu, tot la fel puteți vota și vedem care are cele mai multe voturi. Da, dacă n-a fost votul la tine, n-ați mai zis treaba asta, de aia să nu mai votez. Să mă votez singur. Că nu e bine, vă facem cer și vă faceți. Nu e bine. Dacă nu e bine, vă facem cer. Dar stai un pic, domnul Ișto, care e dreptate, el este frustrat. Inițial a fost să ridică o singură dată în mâna, dar din urmă s-a ridicat mâna de două ori altcineva. Da, pentru că domnii considerau înțeles că n-au voie să voteze decât o singură dată. Și vezi, eu m-am votat și pe mine și pe ambele. Deci asta este la latitudinea Consiliului Local cum votează. Ori nominal sau comisia în vot. Nu s-a vedeți. Mai îl avem o propunere pe domnul profesor Danu. Vă rog să supuneți la vot. Se repet din nou? Da, repetăm. Eu nu tot am înțeles prima fază. Mă repet un pic. Domnul Bucur. Domnule, votează, ridicați toată lumea mâna pentru fiecare cine. Și cu asta terminați. Doi din trei voturi. Adunați acolo cine să aia. Deci toată lumea are dreptul să ridice mâna la fiecare propunere făcută. Dacă vrea, ridică, dacă nu vrea. Deci puteți ridica mâna de 4 ori sau o dată? De 4 ori. Sunt 4 propuneri. Exact. Câte propuneri sunt de atâtea ori, poate să ridice mâna. Da. Hai, luați pentru domnul Bucur, cine dorește ridică mâna. Numărați? Democrație. 4. Pentru domnul Ișor Valentin, toată lumea poate ridica sau? Da. El n-are voie. 1. Ba da. Ba da. Ba da. Este 2. Pentru domnul Drăgăstan? Nu m-a votat, dar îl votez. Numărați, vă rog. Bă, dar nici tu nu mai votat pe mine? 1, 2, 3. Haideți, domnul președinte, numărați. 4. Da. Și pentru domnul profesor Danu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, e bine? Da, și pe dumneavoastră l-am numărat? Hai, acum să spuneți cum facem, că avem doi consilieri cu 4 voturi. Domnul Ștoc. Păi votăm o dată. Ce să facem? Ce facem? Păi da, așa. Mai votăm. A, avem doi consilieri cu 4 voturi. Mai votăm o dată. Da, facem să repede. Facem bilețele, tragem asta. Mai simplu. Propuneți astea, domnul, la vot. Care e cu 4 și dată? Reluăm votul pentru domnul Bucur și pentru domnul Drăgăstan. Reluăm votul pentru domnul Bucur. Deci oricum domnul profesor Danu este domnul un Bucur, membru. Da. Pentru domnul Bucur, da. Numărați, vă rog. Tot pa. Pentru domnul Drăgăstan. Numărați. Da, 5. 5. 5. Cristi. 2. Mă votez. 4. 6. 7. 7. Vedeți democrația ce frumoasă e? Deci domnul Danu, domnul Drăgăstan, 4. Bun, domnul. Ce poți să dai? Să punem la vot cine este. Nu mai gata, s-a ales. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Răcăciun, județul Bacău. Da, e vorba despre căsuțele care... Nu. Sau ăsta în spatele acolo de la... Sunt efectiv construcțiile, mai puțin conacul care a fost retrocedat, celelalte, le aveți lista, da? Anexele, da. Le aveți. Bun, perfect. Sunt în domeniul public. Cele, cât sunt? 16, 21, câte sunt? 17, câte sunt, vă rog să văd. Imediat. 12. Vreau să fie mai mult. Așa, domnul primar, casa aia, anex, avem și... Și pune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local. Dar nu cumva scuzați puțin, noastră cu peste 85? Nu. 85? Peste, înainte de asta. Nu.
Nu, nu era, nu scrie nimic cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat. Da, 17. La mini 25. N-ați sărit? Ați sărit, nu? Da, e sărit. Da, e sărit. Completare și acuzare inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei că județul Bacău. Da. Ți-a văzut primarul comunei. Da, da, da. Ați înțeles din și ați corelat cu un proiect care este mai departe, acel cu canalele de irigații pentru, da? Astea două se coroborează. Ați înțeles? Dar de ce aducem astăzi? Pentru că astăzi am primit solicitarea unui viitor investitor. Identificat acolo, unde au fost până acum, sunt și acum, că nu-l luat nimeni. Dar nu erau în domeniul nostru, nu erau în inventarul nostru? Nu erau încă. Pentru ca să ne putem introduce în inventar, trebuie să facem o lucrare. Un plan de situație, adică dar nu, ideea este au rămas, noi am crezut că sunt la ANIF și eram liniștiți că ANIF-ul le are, dar între timp ANIF-ul, am făcut adresă și ANIF-ul la 1991 nu s-a mai complicat să le iau ei în, în inventar și n-au trimis adresa oficială prin care ne informează că ei nu au un inventar absolut nimic pe Comuna Răcăciu. Și atunci noi am făcut măsurători la solicitarea acestei persoane. Sunt toate canalele cuprinse aici. Pe Doja? Le băgăm în inventar sau doar cele Doja care au coroborare cu celălalt proiect? Cu Doja, doar pe Doja. Atât. Tot ce este canal, ce s-a mai și găsit. Și urmează să le facem și pe celălalt. Pe Căciun, da. Exact. Pe Căciun, da. Trebuie aduse toate ca da, să trebuie aduse toate, că altfel proiectul nu este eligibil dacă nu noi nu dăm spre, adică ne punem la punct de punct de vedere al documentației cadastrale referitor la canale, după 90 sau care s-au biscuit, care s-au arat, numai o parte există, o parte nu există. Acum, după planul care îl avem, le-am reidentificat, nu se vor face canale, vor fi introduse conducte pe traseul canalelor care au fost, de aducțiune, până la stația de pompare care o să facă cei exact de la... În ideea asta, zic că privatul acum are o oportunitate de finanțare să reabiliteze exact, acele exact canale. Dar și noi ca UATE avem situații de finanțare în care putem reabilita. Chiar se dau bani. Putem. Bun, dar acum dacă proiectul există da, la... Cei acum la... pe Doja, da. Și Doja și Răcăciun. Și operatorul unic... Una colegului meu, mă scuzați, domnul primar. Dar canalele astea, până la urmă, vor să fie secționate de autostradă, cum o să... Nu. Este un plan, dacă vi s-o dă, să transmit. Autostrada e separată, ce este pe partea de Siret... Păi mă gândesc că dacă stația de pompare o să fie pe o parte sau alta autostradă... Nu, au ales un traseu în așa fel încât, îmi pare rău că nu am acum, dar dacă să facă supraversare acolo unde este cazul, o supraversare pe sub autostradă. Dar asta este investiția făcută din fonduri europene. Văzut exact, noi trebuie să dăm operatorului acele canale care se vină că în Amonte, adică lângă, undeva între baraj și autostradă, vor veni acele stații de pompare care vor trage apa din baraj și o va distribui în... Eu le-am văzut da, acolo, dar n-am știut dacă sunt toate, nu toate, oricum sunt puține. Ele sunt identificate cu cei de la ANIF. Trebuie aduse okay, inventarul comunei toate. Nu, da, nu le puteam pune până că nu am... Dar trebuie făcut un plan de situație la toate măsurători, exact, e văzut să nu fie... Pentru că avem vecinii noștri, am impresia și la Pâncie și în alte părți, unde au luat fundul și le-au reabilitat. Acolo e o altă... Așa este, dar trebuie să încercăm și... Faptul că e o zonă de grădinărit și foarte intens activitatea de grădinărit, și privații și primul cu administrația au pus în funcțiune dar, acele aducții. Da, noi dacă nu avem au inventat, nu putem face nimic cu ei. Dar acum se rezolvă pentru că operator, între ghilimele, cel care are asociația, e unic, cam unic în zonă, sunt 2 sau 3, au intrat în colaborare și în asociația asta și cei care mai au teren, dar nu în suprafață mare, este vorba de vreo 5 sau 10, până la 10 membri, dacă nu mă înșel, și ei vor contribui să constituie într-o asociație și vor lua decizii, împreună. Dacă se poate, reabilitarea acestor canale nu vor fi doar în beneficiu asociației sau a celor. Va fi în beneficiu comunei, că ele vor fi doar că el, așa e
finanțarea asta, se duce pe asociație. Deci nu, nu a comunii, nu a beneficiarului care are asociația, și a comunii, fire să fie, că sunt care, care dacă au... el face doja, noi poate putem să facem... Este un, lucru, este un lucru important pentru că a acceptat. La discuțiile care am avut în prima fază cu cei de la ANIF, când ni s-a adus cunoștință ca să implementăm proiectul ăsta, nu avea pe cine să, să cooptăm. Domnul Ciuraru este singurul care a luat frâi de, de calul de frâi, cum să spun, și a, a acceptat și este de acord ca să îmbunătățească și să reînființăm din nou sistemul de irigație pe lunga Siretului, la noi Răcăciun. Și sunt două etape, una pentru Gheorghe de Doja și una pentru Răcăciun. Le mutăm în calul parul nou? O întrebare. De la VP. Nu, că nu m-am dat la chirii, omul chirii, pe acelui canale. Nu, eu zic așa, că dacă noi, noi primăria, aceste canale, acum când discutăm, sunt astupate, nu în mare parte, zic așa, 60-70%, și investiția vine, fără să implice, fără să implice primăria, ca și bani, mă refer, acest operator, împreună cu banii de pe fonduri europene de la ANIF, ei vor suporta absolut tot ce ține de investiții, de lucrare. Una la mână, a doua la mână. Legat de ce spuneați că mi-a spus că dacă beneficiază... Da, dacă vom beneficia de utilia locală. Eu nu-și văd rost, adică dacă se dă cu plată, chirii, cumva... Nu, nu, nu. Legea pe care am menționat-o acolo, dar vă uitați în raport, eu când dau un articol, în referat și în raport, fac copii și articole ca să înțelegeți ce. E, în, în momentul în care există o solicitare din partea unei organizații de această formă, există un registru național al organizațiilor utilizatorilor de apă. Această organizație funcționează de foarte mult timp, poate ați auzit de domnul inginer Gorgoi. Datorită domnului inginer Golgoi, în Doja s-au mai menținut aceste canale pentru că el a, le-a folosit. Dumnealui nemaiputând, această asociație a fost preluată ca și președinte de domnul Ciuraru, actualmente cel care a făcut solicitarea, și conform legii, obligatoriu pe articolul acesta, dacă se solicită, se dau în proprietatea asociației, organizației și sunt niște condiții. Adică ei trebuie să respecte, să-și respecte activitatea, să nu intre în faliment, dar dacă desfășoară activitate de irigații, ei sunt proprietari pe perioada în care desfășoară această activitate. Asta este articolul de lege. Asociația asta de care vorbim, da. Avem aici statutul, că eu am... Când ajungem, vreți când am cel la hotărâre să ne uităm? Deci sunt cei mai importanti operatori pe partea de agricultură pe raza Răcăciunului. Și o parte din care au vrut să scrie și ideea este felul următor. Și eu vă sugerez că dacă cerem și percepem taxă pe... automat proiectul nu mai este... Nu mai este... E o dată. Va se ia probabil. Se argumentează din parte. Eu cred că este și o cofinanțare micuță. Pentru că orice proiect cu fondurile pe nu contează că este în domeniul privat sau se calculează o cofinanțare. Și atunci cofinanțarea va fi suportată de organizații și de valori. Asta este deschis în ghidul de finanțare, acolo exact. Se le găsesc toate detaliile. Important este că acest operator, în speță domnul Ciuraru, v-am zis și mă repet, a vrut și a, să implementăm proiectul ăsta și chiar îi mulțumesc pe această cale. Dar nu e numai domnul Ciuraru, că a nu, păi da, dar e un precedent acolo și mai mulți, da. Dar trebuia să ia cineva taură de coarne ca să poată să facă lucrul ăsta. Și dânsul are cea mai mare suprafață de teren pe lunga Siretului. Dacă tărăgânăm și nu votăm și nu votăm la pachet sau punem așa, automat pierdem proiectul ăsta și păcat pentru, da. Pentru atâta muncă ce s-a făcut și pentru comună. Dacă se poate, în contractul de cedare a terenului, protocolul de cedare, să existe notificarea că dacă se desființează asociația. Stop. Uitați aici. Ce scrie aici? Nu când ajungem, scrie acolo. Cu respectarea prevederilor articolului 102
27 din, din legea cu ANIF-ul. Și acolo sunt condițiile rezolutorii. Adică dacă nu sunt respectate, clar, protocolul dispare. Nu. Să nu vină cu pretenții financiare pentru investiția care o fac. Eu asta vreau să spun. Nu vreau să spun. Sunteți, aveți o idee bună, dar este prevăzut lucrul acesta. Este acoperit, deci nu o să poată face acest lucru. Da. Supune la vot, cine este pentru? Unanimitate. Da. Următorul este cel care a început să vedeți. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Răcăciuni și a participării Consiliului Local Răcăciuni la cofinanțarea proiectului regional, la dezvoltarea infrastructurii de apă, domnului Ștoc, de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, inițiator primarul comunei. Deci aici sunt trei, toate trei, acesta următorul și celălalt proiect de hotărâre se referă la acel proiect din regional de dezvoltare a infrastructurii de apă prin POIM, dacă nu greșesc, am greșit. Da, deci dacă explicați dumneavoastră și pentru toate cele trei proiecte care o să fie, dar explicați o singură dată și apoi despre acest proiect POIM. Eu v-am menționat într-un referat, pentru că a fost acest proiect, tot s-a lungit, a avut perioade de prelungire. La momentul de față, nu știu, anul trecut, cred, a fost aprobat la minister. Și când a fost aprobat normal, când am avut noi din 2018, s-au modificat condițiile și a fost necesară reluarea prin hotărâri de Consiliu Local a tuturor asociațiilor, aceste trei hotărâri de Consiliu Local cu dată certă ca să poată să le depună din nou la minister și să continue proiectul. Eu am spus și mă repet, prin POIM-ul ăsta, prin finanțarea pe POIM, primăriile care s-au fost menționate și sunt menționate, cum spuneți, Cleja, vorbesc de ce sunt în vecinătatea noastră, zona Somușca, Ciucani, Gâșteni, Fundul Răcăciuni, Răcăciuni, partea de Orbeni, Parava și Valea Seacă, inclusiv chiar și Valea Seacă, sunt în acest proiect comun, da? E, noi nu putem, am fi vrut să accesăm și să accesăm, de fapt, proiecte pe apă și canal, dar fiind condiționați de acest proiect care nu ne dă girul, și în speție aici mă refer la cei de la CRAB, cei de la care fac parte din asociație, trebuie să așteptăm și să vedem când se vor derula. Deja sunt în fază de proiectare, am înțeles că un câștigător. Oricum, sunt pistonați și foarte mult de Uniunea Europeană ca să termine cât mai repede partea de proiectare și să înceapă execuția. De asta la Răcăciuni nu avem acum canalizare și apă pe partea de, în mare parte din comun, din cauza acestui proiect pe POI. Și nu suferim numai noi, suferă vreo 4 sau 5 comuni, chiar până la Bacău sunt mai mult. Da, dar trebuie să menționăm că s-au dat niște bani frumoși la reabilitarea stației de epurare. 3 milioane și 3 milioane. Noi funcționari ce treabă cu stația de epurare? Partea de acolo va fi retehnologizată, funcționează pe partea de canalizare care sunt de la bloc și acest segment mic care este făcut aici în Răcăciuni. Proiectul ăsta e sănătatea apei. Adică, dar stația voastră de epurare va fi înghițită de proiectul ăsta, nu? Va fi preluată, modernizată și se va face încă o stație de epurare. Vor fi două stații de epurare și vor fi cu zone de pompare de pe traseu. Cealaltă stație de epurare undeva? O să fie una la Gheorghe Doja. Așa. Și una la Răcăciuni. Exact lângă în curtea celei de-a doua, acum, prima, în fapt. Bun, acolo e ok. Dacă nu sunt probleme pentru cetățeni acolo cu Miroșaia, dar cealaltă? Cealaltă este undeva în zona, să zic cum era proiectată, undeva în zona de până în calea ferată de la, cum să zic, punctul, să zic, cu termopanele. Aha, acolo. Da, zona aia, până în calea ferată. Și de acolo se duc către Bălcescu sau de către Bacău? Nu, către noi. Către Răcăciuni. Răcăciuni va pompa canalizarea direct? Nu, fiecare de stația de epurare și vor avea pompele de partea de Gheorghe Doja. Deci noi la noi rămâne aici la noi? Da. Nu e. Nu, apele uzate. Pentru că au fost niște discuții foarte mari în tema asta, dar s-au rezolvat.
Era vorba ca să nu se mai facă stații de curare, să compenseze de Prăbucescu, să mărească aia de la Băcescu, era o știință. De asta, supune la vot. Dar o precizare. Sunt cetățeni care beneficiază de detașare gratuită în comuna Răcăciuni? La diverse. Nu, suntem la epurare aici. Nu suntem la epurare. Am informații că sunt cetățeni care dumneavoastră îi detașați în fosta gratuită. Discutăm cu diverse. Dacă ați văzut mașina aia albastră sau ați văzut, ați văzut-o până la vot cine este pentru? Au decrumatat la podețe și chiar la fermă. Da, da. Mulțumim. Unanimitate. Da. Așa, acum începem. Nu le pot modifica tarifele. Vrei de hotărâre privind punerea în dispoziție să cea companie regională de apă Bacău S.A. atenindu-l la ferme de investițiilor din cadrul proiect regional de a infrastructurii de apă, da. Da. Deci următorul este tot legat de acesta, da? Asta e cu tarifele. Da. Da. Este ce număr este 19. Va evolua până la 19, da. Vor tot crește tarifele. Cu siguranță vom mai intra cu modificări și actualizări. Da, ăsta e ritmul, pentru că ei ca să îndeplinească o condiție de fezabilitate, de așa, așa mai departe, trebuie să facă niște. Da. Să arată că o să încasez. Cine este pentru? Abținere, domnul. Să abține domnul Bădăru. Singura chestiune care se poate discuta aici este că, ce ai domnul primar, nu puteți face dublă finanțare pe același trasee de canalizare acuzată. Asta e un dezavantaj. A doua chestie este că durează destul de mult pentru că e la nivel de județ. Și avantajul nostru este că într-un final va fi un proiect de câteva milioane de euro care nu-l plătim noi. Dacă durează foarte mult. Eu am mai pistonat pe subiectul ăsta și doare destul de tare. Oricare alt proiect tot nu era plătit de noi. Da. Că nu exista. Și că sunt comune care își fac o finanțare din fonduri proprii. Noi nu putem să facem. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție SC Companiei Regional de Apă Bacău S.A. atelierul aferente investițiilor din cadrul proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, perioada 2014-2020. Inițiator primar comun. Aveți întrebări? Intră toată comuna sau doar toată comuna? Inclusiv Ciucanu și... Ciucanu, fundul Răcăciunu, Bărdăveniu, Ișteniș, da. Răcăciunu. Cine este pentru? Unanimitate. 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea prin proprietate, transmiterea în proprietate ordonanței utilizatorilor de apă pentru irigații, Gheorghe Dujă Răcăciuni, organizațiilor. Asta o să discutat mai departe. Da, dar vă rog frumos să finalizăm titlul, pentru că trebuie să supună la vot. Așa, unor companii de infrastructură, componente de infrastructură, de îmbunătățiri funciare, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, județul Bacău. Da, proiectul de care am discutat mai devreme, legat de irigații pe Luca Sireta. Supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare a Comunei Răcăciuni, a primarului Comunei Răcăciuni și a Consiliului Local a Comunei Răcăciuni. Da. Se zice că avem nevoie mare de suport juridic. Este firesc să fii într-o instituție... N-aș putea eu să duc și stanța, vedeți-mă. Că nu... De ce am detașat-o pe doamna juristă la primul primar, am nevoie... Ce a făcut? A fost detașată, nu? Da, pentru... Nu detașare, cum se cheamă? Detașare. Detașare sau transfer, nu știu. Nu, detașare. Da? La solicitarea dânsei, e firesc să fii și normal. Ce a solicitat dânsa. Da, am dat-o eu. Acum am înțeles. N-am trimis eu. Și angajam la jurist sau... Nu, o să vă cer pe perioada când, dacă o să mai fi, dar nu cred că o să mai fi dezblocate posturile, să partea de asistență juridică a Consiliului Local și aparatului primării să fie desemnat de către un avocat. Altă oportunitate nu există la momentul ăsta ca să pot angaja.
avem un aparat administrativ, avem pe cineva care îi țină locul doamnei juriste. Doamna secretar și pe... În funcție de modalitatea de, mă refer aici la desemnarea, că mai sunt procese în instanță, cum l-avem cu Ciurar, trebuie să avem un avocat, un reprezentant. Și doamna... E perioada cât e doamna detașată. Cât este detașat, da. Da, perioada cât e detașată. Ei, dar vă dați seama, nu mai vine niciodată în afară. Cine ai văzut, suntem copii. Singura pensiune este să nu discăpa, domnul Bădăru. Nu discăpa. Problema este că dacă dumneata, în speția, da, face naveta la 30 de km și a găsit o vorbă bună sau a găsit o dată de transfer să meargă la unde locuiești. Eu nu cred că aici asta cu parul eu sau aparatul sau consiliul local și doamna de frică a fugit că vezi, doamne, aici se fac numai prostii. Cam asta se insinuează, nu? Este alegerea ei, are copii la școală, care au examen la școli, vrea să fie alături de familia adică. Și cu asta basta, nu stau să mai... n-am ce să... Da, pune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. O mențiune, doamna secretară. Toate achizițiile de consultanță juridică vor trece prin cele? Absolut. Adică, acum facem un contract, bănuiesc, nu faceți un contract. Cu siguranță. Da. Să care îl vom valida tot aici. Dar orice... Nu, puterniciți primarul să întocmească contractul, dar contractul va fi exact cu denumirea, ce va face exact ce scrie acolo. Da. Deci se împuternicește primarul să facă demersul necesare în vederea... În funcție de spațiile pe care le avem, serviciile de consultanță juridică vor costa. Valoarea serviciilor o să stabilească în Consiliul Local. Nu trebuie să depășească salariul pe care plăteam noi. Deci, deocamdată, acum noi avem bugetat. Este bugetul salariului doamnei jurist până la sfârșitul anului. În funcție de asta, după aceea, prin lege, nu ai voie să depășești salariul cât... Nu o să fii la maxim, o să fii să negociezi și... Asta vreau să spun, nu facem brabat de la lege, că n-ai voie, în primul rând, și nu-i deontologie. Da. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Răcăciuni, în ședința din data de 29.09.2023. Inițiator, primarul Comunei. Da. Am înțeles. Supunem la vot? Da. Cine este pentru? Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului și modificarea listei de investiții pentru semestrul 3 al anului 2023. Inițiator, primarul Comunei. Da, ați primit acasă partea de explicații referatul din partea doamnei contabilă. Ați văzut că am făcut o rectificare pentru anumite obiective care s-au să vor durează, mă referă și la consultanță și am zis să o luăm pe referatul doamnei contabil, în care scrie la diminuarea creditului, diminuarea creditului la obiectivele de investiții, ființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Răcăciuni cu statele aparținătoare. Răcăciuni, Biștea, Răstoaca, județul Bacău cu suma de 75.000 de lei. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău 2014-2020 cu suma de 95.000 de lei. Propun suplimentarea creditului la următoarele lucrări. Executare lucrări de confecționare și montaj cu punte pietonală mobilă în comuna Răcăciuni, vorba de puntea de la domnul Bontaș, în valoare de... Nouă sau executată deja? Poftim? Urmează să fie executată. Păi este făcută. Mai mișc, dar este montată, aia poți să o demontezi oricând, e pusă pentru a circula oamenii, pentru că au fost cereri și este și aprobat în Consiliul Local. Și de către dumneavoastră este aprobat. Cât costă fondul ăsta, domnul primar? Păi este depins. 450 de milioane. Da. Dar ce, mi se pare că e mișcul cu sumă mare sau ceva de genul să o faci cu 10.000 de lei o punte ca să-ți conferi o siguranță de tranzit a oamenilor? La rectificarea asta ar trebui să discutăm și să o luăm așa pas cu pas, că prea le dați drumul la proiecte și nu, la... Nu le dăm drumul la proiecte, sunt cerințele oamenilor și necesitățile oamenilor din zonă.
Da. Ținând cont că acolo pe 100 de metri sunt trei punți, da? Dar nu e vorba de că sunt trei punți, e vorba de trafic și e vorba de a elimina traficul de pe DN2, în mare parte. Și la prima, și la a doua, și la a treia. Partea de pe Teiuș, care cei care vin de la Teiuș, Broșteni, tot, trece o parte pe la Tacău, cum e puntea făcută, care e realizat în, nu știu, 2007-2008. A doua, care au avut solicitări de la cetățenii care sunt pe partea asta, la altă, de la Siriște, da, da, și de la Moteanu, cum îi spun, Bonta, așa mai departe. Nu numai șase case, că mai vin, sunt care mai vin și scurtează nouă colesul ăia, că nu mai au trecerea înainte. Înainte era trecerea prin curtea Morii sau a Brutăriei. Acum nu mai există. Era o cărare care venea de la Tancău, dacă țineți bine, că și eu am copilărit pe acolo, venea și ieșea exact la Brutăriei. Cine a executat lucrarea? Cum se numește societatea? O firmă, o să vă pun la zi. Dar parcă aveți, v-am dat, ați cerut prin 5-4-4. În Secea Vart era inclusă puntea de la domnul Tancău. Nu, acolo la Secea Vart, ce spuneți dumneavoastră, este partea de spații de joacă, inclusiv și puntea de vopsitorii și așa, și spații de joacă. Asta este altă... Asta e altceva, asta e altă. Societate, cu cine? Imposibil să nu. Poți să nu uităm, vei să nu uităm. Adică nu știm cine a executat, acolo nu știm cum i-a plătit. Sunt mai multe societăți, dar muncitorii mereu aceiași. Nu știm care aceiași. I-am plătit. Care lucrează de 5 ani la Răcăciuni. Da? Și ce lucrează? Vi se pare de asta că e cu dedicat sau ce? Nu mi se pare. Nu mi se pare. Bun, haideți ca să vreau mai departe și să vă hotărâți. Societatea știm sau nu știm cine e? Verific, acum n-am în față. La raportul bugetului nu a trecut. Luată conform legii, nu vă faceți probleme, că nu-i luată. Modernizare și eficientizare energetică, școala numărul Răcăciun cu suma de 13.000 de lei cu servicii de consultanță. Echipamente digitale a unităților de învățământ cu numărul Răcăciun cu suma de 18.000 de lei. Reparații și întreținere drumuri comunale, vorba de 13.000 de lei de reprofilări ce au mai fost făcute înainte. Pe anumite zone care și la societatea cetățenilor există poze, există absolut tot cele puse la dosar la domnul viceprimar. Execuție lucrări la terenul de sport din satul Gheorghe Doja, respectiv șanțuri nivelat, teren tuns, turnat fundații și mai departe. Suma de 79.000 de lei. E vorba de terenul de la terenul de sport de la Gheorghe Doja. Ăsta este raportul. A doamnei, nu mai știu mai departe propus, pentru rectificare. Dacă aveți... De la comisie cum... Asta a fost ultimul punct, 20 și cât. Avem la comisia de învățământ... Doriți. 24, s-a abținut domnul Bucur Ciprian. La comisia juridică pare că favorabil cu... La abținere, domnul consilier Iacobuș Laurențiu s-a abținut la vot la punctul 24. Da, la acest proiect, da. Și iar la așa, la punctul 24 să se aducă la cunoștință devizul de lucrări și dacă există alt contract față de cel din 14.03.2023, nu știu la ce se referă. Poate știți dumneavoastră. Da, vă spun eu la ce se referă. Există un contract de lucrări din 14.03.2023 cu suma de 38.000 care spune ceea ce cerim noi la aceștia 79.000 e același lucru care la contractul din 2023. Există alt contract sau de ce să ceri suma asta de 80.000? Atunci când am discutat și aveam și aprobarea dumneavoastră Consiliul Local când ați spus. Nu, dar... Domnul primar, hai să rămânem. Noi am alocat la începutul anului, ca să știi toată. Am alocat o sumă de 3 miliarde de lei. Pentru terenul de pentru 9 mii. Pentru terenul de sport de la școală, da? La ora actuală, eu vă întreb sincer, se poate practica copiii noștri de la școală, poate practica sportul pe terenul de sport la școli? Să vă spun, ascultați un pic. Domnul Iepușor este președintele comisiei de recepție. Procesul de recepție, să vadă dânsul. Să ne explice dânsul dacă se poate practica sportul la nivelul... La care? Sportul se poate practica? La școala de la Doja, la școala de la Răcăciun. Domnul, la școala de la Doja, școala de la Răcăciun și școala de la... S-a investit 3 miliarde de lei, da? Să ne spună domnul Iepușor că este președintele comisiei. O semna procesul verbal de recepție, ce
ce s-a întâmplat. A semnat. Dumneavoastră vă place ce există la, la școlile astea? Terenurile sunt de ce? Lucrările sunt începute, nu sunt finalizate, pentru că n-au fost bani suficienți. V-ați dat acordul, domnul Bădălar. Ascultați-mă un pic. V-ați dat acordul. Dar e așa de greu să ne aduceți un deviz de lucrări, să vedem ce s-a cheltuit. Pe 544 au făcut, s-au transmis. Asta am cerut. S-au transmis. Nu au făcut 544. Nu au făcut 544. Noi am cerut în comisie. Noi am scris în comisie clar. Să ne se aducă la cunoștință devizul de lucrări, cât s-a cheltuit, ce lucrări s-au făcut și cât bani s-a cheltuit, ce lucrări vor fi în continuare. Lucrări vor fi în continuare. Ascultați-o bine, lăsați-mă să vorbesc și tu nu răspunzi nimic. Ce lucrări vor fi în continuare și cât bani s-a alocat pentru lucrările astea. E așa de greu să ne aduceți în față un deviz de lucrări, să vedem noi. Bă, cât a costat masa? Cât a costat gazonul? Știți că la ora actuală este... Domnul primar, știți că se răspunde dacă tot puneți... Bă, nu, răspunde după aia, domnul primar. Sunteți în comisie la școală. Vă place cum răspunde, e la cături pe uși la... Să lămurim ceva. Când puniți o întrebare, lăsați-vă să răspundă. Acum poți răspunde. În funcție și răspunzi, iar puniți o întrebare. Domnul Ierpușor o semna toate procedurile. Dar aici și sună... Nu sună nimic, dar sună adevăr. Adevăr, da. Bun, adevăr care l-ați expus în ședința de Consiliu Local, consemnat în procesul verbal, în care i-a spus... Toți, la toți consilierii, domnule, putem să începem amenajările terenurilor de sport, da, începem cu asta, cu baza sportivă, începem cu Răcăciun, începem cu Gheorghe Dojă, da, s-au alocat banii care ați aprobat în Consiliul Local. Dar ce păi da, sunt acolo, făcute cu bunii, i-ați avut în... Lăsați-mă acum... Domnul primar, hai să ne lămurim un pic. Nu merge așa, că trebuie să-i explicați. Noi am fost foarte transparenți, și v-am votat un buget. Clar. Da, și bugetul este împărțit... Bugetul ăsta, noi am alocat o sumă. Dumneavoastră, suma asta a repartizat-o pe școală. Bun. La ora actuală există un teren de sport la școală care e practicabil? Asta să-mi explicați. Da, la numărul 1. Se poate practica, dar unde? Încă nu-i finalizat. Când ați filmat... Sau păi cum ați filmat... cheltuit 1.300.000 acolo, dar... și nu-i finalizat, domnul Drăgăstan? Păi nu-i finalizat cu un teren de sport, domnul Drăgăstan, nu se face cu 150.000 de lei. Am înțeles. Ca să-l ajungi, să-l finalizezi, se poate fi cum vreți, cum locul. Domnul primar. S-au făcut eșalnat în funcție de banii care m-a avut, da? Eu vă întreb altceva acum. Nu, are dreptate. Eu vă întreb altceva acum. Ați avocat 1.300.000 care ați plătit acolo, da? Da. Să justifică banii 1.300.000 la ce s-ați făcut acolo? Da, 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 da. Sunt... Domnul, a semnat o procedură. Să justifică banii aia? Mi se pare că nu. Haideți acum, haideți să discutăm de... Domnul primar, haideți să discutăm de terenul de fotbal. Afirmativ. Deci, eu nu zic că nu votez. I-a spus să văd un debit de lucrări, să văd cât s-a cheltuit acolo și votez pe 3 mâini. Haideți ca să votăm și niște răspunsuri. Oficial, da? Apropiat, dar nu așa. 8-2023 cu cererea... Nu așa, că eu nu vreau să te gândesc. Adică ce corect e corect. Nu vă gândiți că dați cu subsemnatul. Am dat eu cu subsemnatul pentru alții care au făcut și care fac în continuare și voi da. Dar vor da și ei cu subsemnatul, vor da explicații pentru ce îmi aduc acestea acuzii. Dar trebuie să dați explicații că noi putem acum da, dar sunt cunoștiți de cauza, ați fost aici precedente când ați... Și ce v-ați spus noi? Să faceți ce ați făcut? Am dus procesul verbal. Am zis că alocăm suma, să suntem de acord, dar să fiți transparent, să ne spuneți exact ce lucrurile ați făcut de acord. Domnul primar, acordul ăla... Bun, nu se vrea să facă Răcăciunii. Nu, nu este adevărat. Nu vrăjeală, vrăjeală e cu domnul Bădărău. Nu este adevărat. Vorbești instituțional cu vrăjeală cu dintrația. Vorbim instituțional, nu vrăjeală. Haideți să vorbim așa. Vorbești instituțional. Am în mână contractul cu SCE Eurodavid. Da. Cu lucrările de la Răcăciun. Sunt trei situații de lucrări care în sumate fac 128.607 lei. Trei situații de lucrări cu același tip de lucrări. Împrejmuire gardă, nu? Nu e același tip de lucrări. Nu, dar nu o să îndăcești. Dar cine știe ce a venit acolo? Dar arătați-le oamenilor, eu v-am arătat și v-am răspuns prin legii, conform legii. Faceți subiții? 128.000. Da. Făceați măcar un teren de fotbal
acum este la, de exemplu, la Cleja. Cu gazon artificial. Faceți teren de fotbal, având în vedere că nu a fost prejuit. N-ați jucat, am fost la junior, domnul Bădăru. Bă, hai, respectă-ți colegii și nu când probabil că iar ești, iar ai făcut. Bă, dar puteați fi știut că nu se pot face, nu pot să faci. Eu asta v-am supus discuții referatul de la asta. Eu vreau să fac ce, noi, și Consiliul Local, vreau să fac ceva pentru comuna asta. Dacă credeți că batem din palme, batem din palme. Dar cum să faci, domnule, că au făcut 28.000 și n-ai făcut nimic? Oricâți bani ai nevoie să faci? Cum nimic, dar știi că de un metru pătrat din plasă, din săpături de astea, să-ți faci lucrurile în spate. De ce n-ai venit să le vezi, domnul ăsta? Dar am fost, domnule, și a venit. Nu, de ce n-ai venit să le vezi? De ce n-ai venit să le vezi? V-ați sesizat când era bunele în 2 metri. Dar nu era treaba mea. Mi-a scos eschiu acolo. Dar cui? La școli și a licitat constructorul. A fost școală. Păi nu-i finalizat când mai mare de făcut mișchi. Mai băgați Cristiana? Nu, în aceeași lucru nu-i finalizat. $1.300.000 mai băgați? Dacă vrei să fac un teren de sport normal, trebuie turnat o placă de beton, trebuie pus să știți la cel. Păi dar cu ce s-o faci? Cu banii care sunt... Și alea 3 miliarde care i-ați băgat? Dar cu 600 de milioane pus în partea asta, în partea asta la telecom și la vreți să vă spun adevărul, să aude toată lumea cu ce fi mi-a adoptat, ce copiii aia, anul trecut copiii aia, pentru că a fost antierul, nu putut să le meargă terenul, să-și practice, profesorul să-și practice ordine de sport, să facă, așa, după aia ați avut bugetul și ați zis că sunteți transparent, ați venit după aia în primăvară, ați făcut cu alte firme, cu aceiași oameni, ați putea ce vă spun, ca să, eu, doar cu documente, ca să știi, ca să le la număr adevărului. Ați făcut ce ați făcut? Ați venit acolo așa? Asta este, deci, asta este părerea noastră. Dumneavoastră vreau să spuneți că peste aia 1.300.000 mai alocați alt bani pentru terenul ăla? Da, cu... ca să finalizezi. Doamne, mai trebuie făcut un teren sintetic ca lumea. Păi știți că costa un teren sintetic? Va duce proiect maxim 2 miliarde un teren sintetic. Da. Teren sintetic la ora asta? Da, da, da. Chiar te rog să mă aduci și să mi-am făcut. Din ce ați făcut porțile alea de handbal de cost 100 de milioane, două porți? Porțile alea sunt omologate, sunt cumpărate de către firma respectivă. Atunci să fiți domnule de vizile de nu poți să spui poartă, de aiurea, vrei să spui poartă, nu mai răspuns că ai setat un proces de parte recepții fără să fii. Se pare că e nimeni fără locul ăla. Vrei să-ți spun mai mult? Nimeni știu că am dat acolo locul ăla. Eu oricum o să spun. Se pare că ești corect. Nu-mi plac cu tine. Cine are nu-mi plac cu tine. Nu-mi plac cu tine. Era cu cota atâta de 2 metri. Lăsă-ți-o dracu de tine. Ca primar să găsesc în curtea. Nu mai mențin lumea. Ce-ai făcut destul ca președinte? Foarte bine. Campanii? Nu, dacă nu mai interesați primărie. Haideți ca să... Ați început campania. Nu am început campania. Eu fac treaba administrativă și fac treaba cum trebuie făcută. M-au ales oameni. Când o să fiți în locul meu? Nu înțelegi că oricât te-ar... Dar nu ține. Oricât te-ar alege oamenii. Oricât ar avea susținerea Consiliului Local. Da? Eu pot confirma că te-am susținut să faci treaba ta. Dar nu poți să faci de 5 ori cu preț de 5 ori. Dar nu faci cu preț. Dar tu ce calitate dumneata spui de 5 ori? Eu, așa cum ți-am spus, păi nu ești expert, dar nu ești expert la toate. Domnul primar, tot ce ți
școală, pic gazon, pic sănătate și nu ai făcut de toate. Haideți să terminăm cu asta. Domnul, eu atât am întrebat. Mai există un alt contract în afară de asta? Nu. Care să plătești 38.000 fără TVA? De cine ceriți 80.000 acum? Păi pe diferența că... Care s-a lucrat, a spus? Unde? Aveți un act adițional, aveți ceva? Păi la diviții veniți și nu uitați acolo. De viză de lucrări să vădăm potriva lui. Eu, domnule, dacă vor, dacă vor, la revedere. Dar eu ce să fac ceva pentru comunul ăsta? Nu faci nimic, dar... Bă, roți, vă duci în televizor, vă duci în televizor. Da, spui tu, concluzii tale. Da. Votăm că hai, nu rămân. Nu, dar nu vota, cum considerați oamenilor cu oricum televizare. Cu amenințări de genul ăsta, că nu, nu, să știți să nu merge. Nu, ai trecut, ești cumva la alt partid? Nu, dar asta nu trebuie să fac. Dacă dau o partid, eu v-am cerut niște documente, trebuia să-mi le aduceți. Nu mi-ai cerut personal, uitați acolo. Cui? Acolo, ce scrie? În comisie. În comisie. Acum? Păi da, vrei de la comisie de acum jumătate de oră să-ți aduc hârtiile? Ceri, fă prin... Vii, aveai ușa deschisă, domn, vici la mine, la achiziții. Achiziții. Hai, eu vă întreb altceva. Aveți telefon, da? Dumneavoastră, da? Da. E plătit din instituție? Da. De ce nu răspundeți consiliului? Nu vreau să spun ție. De ce mai blocat? Pentru că... Domnule, asta par. Când telefonul dumneavoastră... La câte mesaje primesc pe telefonul ăsta? Fii 12, fii 1, fii 9 noaptea de... La cine? De arată! Ascultați-o bine! Vrei să-ți arăt? Eu sunt singur care decid dacă... Nu! Nu! Ba da! Ba da! Dacă îți suport ții, Drăgăstan, tot felul de mesaje care îmi aduci nu numai asta, și o amenințări. Pentru că sunt salvate, le-am salvat din notițe, nu vreau eu. Atâta timp când dumneavoastră, domnul Drăgăstan, îmi dai telefon și nu-ți pot răspunde la un telefon, asta nu înseamnă că nu vreau să vorbesc cu tine. Una la mână, a doua la mână. Eram cu maică mea la spital, ca să vede asta... Nu i-am răspuns la telefon, mama era trebuie să jos și a fost ea la urgență și domnul Drăgăstan își permite, că vreau să spun în premieră, și facem vire să ai doar n-ar trebui să discutăm, în premieră îmi spune prin mesaj că sunt așa, că nu știu ce și vă pot citi mesajul. Îi spun, răspund mai târziu. Nu, că nu faci așa. Este numai mie. Spune. Păi da, ce să spun? Dumneavoastră îmi dai mesaje de am ajuns să coordonez familia dumneata, Drăgăstan, să-mi minte bun în intimitatea familiei mele, ca să pot să răspund la primărie. Nu mai vreau să răspund. Este plătit. Instituțional mă găsești la primărie, vin la 8 dimineața, până la ora 4, 7, 10, dar de ce la 4? Dar nevastă mea nu poate să-l copii din la urinși din cauza lui domnul Drăgăstan, că mă sună la orice oră. Dacă pe noi consilieri, domnul primar, dacă pe noi consilieri, dacă noi consilieri, dacă noi consilieri ne opresc la pe stradă, dacă noi ne opresc la locului, o să vadă, dacă nu sunt ce să vadă. Să vedeți, să vedeți, să vedeți, domnul primar, de ce vorbiți, domnul primar, cine e domnul primar, de documente, domnule, și chiar mă poate să spune că a făcut el treaba acolo? De așa nu trebuie. Numărul 151522, prin care am solicitat două lucruri foarte simple. Procesul verbal numărul 2955 din 27.03.2023, și devizul de lucrări la contractul aferent, mai exact contract numărul 17 din data de 14.03.2023, în valoare de 38.000 de lei. În baza legii 544, în calitate de cetățeni și consilier de doctor. Răspunsul oficial a fost
numărul 1000, 15129 din 2209, spune așa. Informațiile solicitate nu fac obiectul legii mai sus menționat. De ce? Ți-am răspuns printr-o adresă anterioară care ați cerut, dar voi uitați cât îi faceți de lucrări, ca să le primiți. Nu mai știți, nu mai știți rost. Dar eu am oficial. Aici păi oficial a răspuns, instituțional răspunde ce a răspuns. Dacă mi s-a răspuns așa, înseamnă că nu s-a răspuns nici altele. Ba da, s-a răspuns, dar nu. Le-ați încurcat. La cât îi faceți, le-ați încurcat. Ar trebui să aveți dumneavoastră dovada. Este dovada pentru că este compartiment separat 544 la doamna jurist, că am dosarul de așa cu... De 2 lei 5 a, da, da, nu vorbim instituțional acum. Da, da, ai devenit corect. Bun. Haideți că mai avem de... Mai avem de... Ce astea sunt trebuie? Da, cu ce aveți de-aia curățe pe hârtie și... După ședință, eu vreau să mi se pună la dispoziție, în calitate de consilier mie și colegului, da, procesul verbal în cauză și devizul de plată. Dar un compartiment de achiziții este liber, nu știu, vă obstrucționate, nu știu ce, aveți niște chestii care vă da. Dar când ați discutat? Hai să mergem în discutat, dacă îmi permiteți. Că am și eu câteva chestii, care nu sunt neapărat obiectul discuției ăstea, dar tot cu acest proiect. Am văzut că s-au diminuat creditele de la... distribuție gaze și proiectul cu apă uzată. Da, eu sunt mai avem acolo bănuți? Mai sunt, dar nu fac... Întrebarea mea este... Problema mea este, domn primar, legat de aceste punți. Am pus și la fundul Răcăciun să nevoie de minim 3. Ba, dar sunt în lucru, sunt în lucru în sensul că să aștept să iau oferte, să vedem din ce cum. Sunt multe chestii care nu pot să le fac. Ce ați făcut? Vă rog, dacă este necesar să facem o rectificare de 45, fac eu un amendament acum verbal. Chiar vă rog. Mai luăm 45.000 de acolo, da. Se termină anul și cred că pe gaz nu o să cheltuim banii. Pe, tocmai de asta să facem o rotație, o punte sau limitat. Pentru că se trece pe piatră ca nebun. Eu v-am mai spus asta, nu o spun și în ședință. O rezolvăm și pe aia. Dacă am văzut că ați început demersuri... Fac decât pe rectificare. Dacă facem rectificare, asta zic. Eu n-am venit pe amendament înainte că discutăm în plen. Eu aș face un amendament să mai luăm 45.300, că înțeleg că a costat 8 punte. Mai luăm 45.300, ori de la gaz, ori de la celălalt proiect. Dacă avem bani care nu se finalizează octombrie, decembrie, nu cheltuim, înseamnă că putem să suplimentăm anul viitor pe aceleași capitole, să completăm sumele astea. Așa se va face și cu așa 43.000 și să demarăm că... Nu vreau să explic cum se trece Deci, vă rog, dacă îmi permiteți treaba asta și sunteți de acord. Sunt de acord, eu. Ca să vă dăm bănuții 43.500, să vă apucați, să mai faceți, măcar una să o facem pe la fel, că ce măcar în zona părăului, unde când plouă, ninge, gheață, să avem o punte acolo să treacă oamenii în... Trebuie teoretic la Hârjan și la Farcaș, acolo unde s-au puntea aia de lește. Sunteți de acord să fac un... Să fac un amendament, că nu dați doamna secretară, vă rog. Sigur, sigur. 45.000 costă anul ăsta, pot dați anul ăsta. Atenție, domnul... Supunem la vot. Atenție, stați un pic să formulez amendamentul. Diminuare de la 1 sau 2. De acord să facem modificare la ședința asta. Supunem la vot amendamentul și va suporta proiectul, exact, proiectul amendament la modificare. Trebuie să verific la contabilitate exact ca eu, să nu pot să vorbesc eu în unul contabil. Nu sunt sigur că stăm bani. Este privat, este complicat. Nu se trebuie făcute toate demersurile. Bun, amendamentul e așa, diminuare credite, eu zic de la gaz, da, de la proiectul regional, nu, de la punctul 1, 75. Înființare schemă inteligent de distribuție gaze naturale, diminuare cu suma de 45.300 și suplimentare cu 45.300. Din punctul meu de vedere, sunt bani. Și suplimentare. Și suplimentare, nu știu capitolul exact, ne ducem tot aici, execuție... Punte. Punte pietonală, sat Fundul Răcăciun. Și după aia... se completează denumirea și așa mai departe.
Adică asta e o durere de-a mea de foarte mult timp și ar trebui rezolvată într-un final. Acum, dacă aveți feedback, aveți o sumă, aveți o treabă, e bine de continuat. Și cred că în astea trei luni care le mai avem din anul acesta, nu cred că vom cheltui mari chestii pe gaz. Bun. Tot mai asta am și provocația asta, pentru că deci asta era... care stau acolo și nu pot, trebuie să făcut cerințe de cetățenilor. Asta era în afara... Știu că sunt și semnături, parcă putem asta. Da. Da. Asta era în afara discuției precedente. Legat de discuția precedentă, trebuie să avem în vedere, pentru că și noi, într-adevăr, am fost de acord pentru acele terenuri de sport. În continuare, cel puțin vorbind din perspectiva mea, sunt de acord să continuăm amenajarea terenurilor de sport. Că există, că lipsesc documente aici, să zicem, care are dreptate unul alt. Sunt. Ideea este că, într-adevăr, la cât s-au cheltuit până în momentul de față, terenurile încă ne care e un fapt. Păi nu sunt. Deci nu e făcută recepția finală, nu sunt finalizate. Ca să poți da în teren de fotbal, trebuie să dai niște condiții, condiții legale. Deci, cel puțin la Gheorghe, la domnul Drăgăstan, domnul Drăgăstan, vorbeam și eu, nu v-am la final, vezi că am trei tipuri de... Păi n-are cum, n-are cum. Păi să faci, dragi colegi, că tu am și eu... Da, să faci să faci să vorbească, să vorbească, să vorbească, să vorbească, să vorbească, că după aia ziceți că vorbesc prea mult. Eu vreau să spun așa, teoretic, la rugăciun, dacă ne uităm pe pozele lui unul sau pe altul, de să mergem pe teren, acolo trebuie să par din nou, pus altă iarbă, altă treabă. Plus că gardul în partea din spate nu e finalizat. Adică mingea nu sare în boschetii de jos, sare... Trebuie ajustate, mai trebuie făcut din sâmbăt, nu-i... În spațiu public au apărut două recepții. De aici a plecat toată discuția, toată supărarea, hai să fim corecți, la rugăciun sunt două. Trei. Îți trei? Ai mai făcut o recepție? Avem aici, sunt trei. Ok, sunt trei recepții. Ideea este că în aceste trei recepții, teoretic, se epuizează suma aia. Aici e corectă treaba. Noi vrem, eu nu vorbesc în numele meu, vreau doar transparență. Bă, la, că eu țin minte discuția care am avut-o legat de terenul de sport, am căutat, am sunat niște băieți, au dat niște oferte ca să avem o idee despre ce înseamnă un teren sintetic. A plecat de la 20.000 la 60.000 de euro, fără TVA. Se face cu 1,5 miliarde, vezi? Faci, cu 30.000 faci aia. Sunt situații când se pot face. Sunt situații când se pot face. Un pic. Sunt situații când se pot face. Domnule, sunt terenuri de la... Lăsați-mi cu omul ăla să-și finalizeze ideea, să o ducă la capăt și după aia mai intervenim. Mai trebuie completat. Deci, încă o dată, sunt situații că nu trebuie să te duci în 60.000 sau 20.000 de euro să pui un covor sintetic ca să se joace copii. Noi am plecat atunci cu niște standarde, că am zis că încercăm să accesăm, să nu știu ce. Dacă țineți minte, discuția a fost și v-am specificat, suma este prea mică, 300 de lei. Haideți să achiziționăm servicii de consultanță. Începem în mai multe locuri. Nu poți să faci 30.000. Eu am spus atunci să accesăm servicii de consultanță, să luăm fonduri europene, să facem teren. Acum ideea în felul următor. Ăștia 300.000 cheltuiți. Nu avem niciun teren, e nașpa. Și că ăștia 300.000 cheltuiți. Nu avem niciun teren de copii, poți să desfășoare activitatea, e naș. Nefinalizat. Nici la Doja, nici la fundul Răcăciun, nici la Răcăciun. Lucrarea de la Doja sau lucrarea de la problema Răcăciun. Este că în spațiu public, aici poate o chestiune de documente interne, că nu vreau să mă exprim eu, e de datoria mea. Colegii noștri au aruncat în spațiu public, clar că le vedem și noi că suntem și noi pe... Atestă cumva sumele astea. Eu asta vreau să spun. Aveți o idee cât mai avem nevoie să terminăm terenurile astea? Da, eu zic la... Am zis, eu nu estimez, nu știu, nu sunt specialist ca să estimez. Domn primar, aici e supărarea lui Neam Alin. La momentul în care... La Răcăciun. Cu acel gazon, care spune că e gazon, cum spunea că-s bălărică, așa... Am fost și eu ieri acolo. Da, l-ai filmat destul, că asta fac toată ziua. L-ai servit și nu-și filmezi. La Răcăciun m-a întrebat ceva și nu-ți răspund. La Răcăciun, dacă se toarnă, se îndecapează. Și se toarnă un beton acolo. Poți spune un teren... Banii cu domn primar. Banii... Cui? Consiliul local, dar ce vrei? Dar există devizi de lucrări în care spune că ar fi făcut. Păi bun, pentru continuarea. Nu-i... Adică de asta
jos de apoi. Nu, dar cazul. Am deșat. Tu știi, știi ce era acolo? Era și teren, tot era acolo. Exact, noi domn. Eu am văzut cu domnul. Pașul a fost pe următor. Bun, haideți să lăsăm. Lucrarea este în. Haideți să continuăm. Deci n-am făcut final, am făcut la terminare lucrării. E o diferență în proces verbal. A fost așa, lucrarea este la terminare lucrării. A fost că lucrarea e în garanție. Firma de care a lucrat acolo vine și repară ce au greșit. Deci așa, da? Ce teme de... Nu a terminat. Iată, nu i-am făcut finală. Și gazonul ăla rămâne așa? Nu rămâne așa. Nu, pe banii lor, nu pe banii lor. Și atunci, ce nu faci? Asta vreau să vă spun. Poți să vină, într-o parte. Le-am dat, am zis, la urmă. Domnul Vici. Hai să-i adresă și spune la urmă. Domnul Vici. Dar nu pe banii lor. Pe banii lor. Pe banii lor. Domnul Vici. Domnul Vici. Supune la vot, domnule. Nu vreau să se înțeleagă parțial, ci vreau eu să spun că vorbesc doi colegi de-ai mei. Păi, ideea e așa. Domnul Drăgăstan, colegul nostru, este supărat că, din informațiile din spațiu public, arată că acolo s-a finalizat lucrarea. Și asta știm toată lumea. Atenție, dumneavoastră spuneți că nu e finalizată lucrarea. Asta înseamnă că pe baza devizului mai sunt lucrări de executat. Asta înseamnă că pe baza care nu sunt. Și da, bun. Pe baza devizului știm și ce mai avem de executat acolo. Pe baza devizului avem și garanția de lucrări care o putem executa dacă l-a băgat iarbă și nu e bună iarbă. Am executăm garanția aia pentru că dacă am semnat procesul de orice lucrare are garanție și trece o anumită perioadă, nu mai poți să execut garanția, corect? Să ne conform. I-am terminat de terminarea lucrării. Bun. Vreau să mai asta spun. Haideți să avem transparență pe zona asta. Veniți într-o zi, putem să nu votăm, mergem la fiecare teren în parte, discutăm exact ce este, ce s-a făcut, planul și mai parte. Vreau să vă aduc la cunoștință o chestie și cu asta am închis. Știți că ați aprobat în Consiliul Local înființarea unui regulament referitor la activitatea sportivă pe Răcăciun, da? Corect. Bun. Să lucrați la el nici acum. Deci nici acum. Da. Deci să faci activitate sportivă pe stadionul de la Răcăciun, nici acum nu s-a putut... Da. Vine la voi. Da, vine la voi. Trebuie să toate documentele doamna secretară. Tot ce ține, opriți-vă un pic ca să spun o chestie. De la începutul anului, de acum anul trecut, mașina primăriei merge cu școlii, merge, aduce copiii, am fost bunăvoinți, da? Teren de sport este folosit. Nocturn ați folosit-o. Da. Așa au fost atunci la timpul respectiv și a spus că vreți să faceți sport și a spus 8.000 de lei avem plătit la nocturnă. Pe perioada respectivă. Am factură, da. Dar nu lăsați. Eu vă spun altceva. Măcar era să jucăm. Dumneavoastră vă comportați cu bunurile comune ca să vă spuneți dumneavoastră, domnule. Domnul, alo, prietene, îți mai spun o chestie. O chestie, eu trebuie să am grijă de bunurile astea, da? Dar domnule, dar și ce? Da, spui taxi copii. Nu spui taxi, dar n-am pus taxi. Voi puneți taxi. Voi puneți taxi, nu noi, nu eu primăria. Tu te sapi în interesul primăriei, nu al altor. De asta ești consiliul local. De asta ești consiliul local. Să apere interesul comunii, da? Să punem taxi. Nu, copiii au copii, nu pui taxi. Nu vă promovă pe dumneavoastră. Deci în regulamentul care va fi aprobat conform legii, nu avem voie să plătească curentul, nu are voie să plătească curentul. Nu are voie, te copii din interes. Eu vă spun altceva. Domnul primar, sunt copiii comunii ăștia. Pamirou n-are nevoie. Dar n-am treabă cu Pamirou. Nu are treabă. Tu ai treabă. Cu ce treabă? Cu tot ai treabă. Cu ce treabă? Cu tot ai treabă. Pamirou nu se știu desfășoară activitatea exact. Are deschidere din partea noastră. Că la moment dat... Ce deschidere are? Lucrează, joci pe teren de fotbal în fiecare seară sau două seri. Da? Da, păi foarte bine. Nu acum, dar nu e a meu că n-am spus. Îl administrează Consiliul Local. Eu, domnul, vă duc la cunoștință. Te folosești acum când discutăm. Nu am depus președinte asociației, domnul Cristi Coșa. O depus toate documentele la doamna juriste. Se meargă să găsească o formulă ca să putem să evităm legalitate. E vina vă duc cu numărul de registrare, cererea din omul Nu-i vina voastră. 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 Nu-i
Dacă vrei ca să mai vină așa altă dată... Păi nu, dar trebuie să desfințăm tradițiile ca să faceți un... De aici că eu cu domnul Munteanu, cu domnul primar, cu domnul Vici, suntem incorrecti. Iar partea asta toată e numai corectă. Asociația sportivă se poate muta în altă parte. Asociația sportivă e foarte bine primită la Răcăciuni. Dar nu cu schepsis din partea altcuiva să-și facă altceva pe spinarea lor. Și păcat pentru domnul primar. Șef la Bamiros sunt șef. Da. Eu am casă pe unde am spus, că am casă pe domnul primar. Bot, nu știu cum de doamne, acum am casă. Bă, frate, vreau să spun un singur lucru. Eu muncesc acasă, la mine acasă. Și muncesc la mine acasă, cum munciți și voi. Dar nu aveți, mă, bun, cu grija mea, dacă mă duc cu capra, dacă am aia. Cum poate munciți și voi? Că nu sunteți siguri că toți muncim. Bun, asta nu sunt. Familia mea, da? Lăsați-mă să fac și eu treaba, numai tot că eu fur primarul, când am declarația de avere, există cu oameni spus. Sunt pensionar, dar să știi că eu... Eu zic că ar fi bine să mai merge și la muncă, mai stăm pe acasă. Dar dacă ai după ce să bei apă când e... Să mai discute proiectul la ordine de zi, să discută altceva. Vă rog să supuneți la vot. Și după aia rămâne și discutați. Haide, domnul Iștu. Dar să încheie amendamentul, că dacă nu conduce... Dar nu l-ai făcut. Găsiți surse de finanțare, în funcție de ce vorbesc cu doamna contabilă și stabilim, împreună veniți și găsim soluția. Eu nu pot să spun acum. Eu sunt unul care susțin acesta. Și cred că toți suntem care susțin. Deci, haideți să vă rând la documentele care sunt trimise la... Eu susțin acesta. Domnul profesor, punctul numărul 24. Punctul numărul 24. La ordinea de zi, aia nu e ordinea de zi. Domnul președinte. Amendamentul s-a votat odată. S-a votat amendamentul. S-a votat în anumitate din voturi. Hai, mai supunem o dată amendamentul. Nu a votat nimeni amendamentul. Supunem la vot. Amendamentul cu puntea de la fundul repede. Suma asta am vrut. Dar poate și acum, supunem la vot proiectul cu amendamentul. Chiar dacă n-ar trebui și ar mai trebui, o să fim de acord. De urmărire, prezintă aprobarea rectificării. Aia este o necesitate. Și modificării de investiții în pensionezul 3. Cine este pentru? Proiectul de ordine la o zi. Da, împotrivă? Deci, numărăm. Cine este pentru, vă rog frumos? Rectificare, proiectul cu rectificare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
specificați procesul verbal, nu abțin, pentru 8, Dițoiu, și doamna Creanu. Eu mă abțin, pentru că nu s-au adus la dispoziție documente care le-a cerut în comisie. De asta mă abțin. De la comisie și la ședință. Abținere, domnul Prevestan, domnul... Și eu mă abțin. Mai, Iacobuș... Vă mulțumim pentru susținere acordată cetățenilor. Nu, acordați susținere, dar fiți transparent. Se vede din ce echipă faceți. Da, domnul, eu se vă... Eu se vă am votat pentru... Hai, trecem la diverse. Eu am votat. Haideți că mai avem la diverse și mai am votat. Domnul Iisoc a avut un amendament, am și eu un amendament. A trecut proiect. Am o cerere. Da. E vorba că ar putea... Iar cu puntea. Care punte? Lasă-mă să spun care punte. Deja ai devenit, când auzi punte, nu mai pune. Puntea spate. Da. În atenția primăriei Comunei Răcăciun, Consiliul Local, subsemnați menționați în listele anexate în calitate de cetățeni ai Comunei Răcăciun, dorim să vă aducem la cunoștință pericolul reprezentat de starea în care se află puntea peste părul Răcăciun în zona Siliștii, vorbim aici de fostul târg, unde ar trebui reparată, recondiționată. Aceasta se află într-o stare avansată de degradare, având multe elemente de defecte ruginite sau chiar lipsă. Lemnul care formează calea pietonală este foarte vechi, crăpat, rupt și prezintă multe lipsuri și spații goale în care oricând cineva ar putea să cadă. Respectiva punctă este deosebit de importantă, prezentând calea pietonală care îi scutește pe cetățenii de a expune, de a se expune, pericolul la care sunt în prezent expuși pe circulația din acostamentul DN2, iar puntea este calea de acces a copiilor către școală și dinspre școală. Este drumul pe care cetățenii îl folosesc pentru a ajunge la locul de muncă, la servicii medicale, biserică, gară, stații de autobuz pentru navetă și la spații comerciale. Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm primăriei Comunei Răcăciun, Consiliul Local, intervenția pentru reabilitarea și punerea în siguranță a acestor obiective. Și aici am o listă de semnături, o dată și a doua. Nu e semnături făcut Dimitri, doamna Cosma, domnul Adam, domnul Mazilu, domnul Deaconița, Gabor, Balașca, sunt oameni din zonă, de acolo care sunt semnăturile lor, nu sunt semnăturile făcute de către... S-a reparat? Nu, urmează. Trebuie să reparăm. Deci, iarăși venim cu acoperire. Sunteți de acord să se procedeze? Nu, stai, nu se pot. O mică evaluare. A, păi aveți acolo Se duce și asta în câteva. Și vă invit să mergem acolo dacă vreți. În jur de 49.000 ar costa reabilitarea. Poftim, am cerut oferte de la firme. 50.000 ca să se schimbe. Nu, dar mergem acolo și vedeți că structura aia de pe punte este structură din fac fiert. Pe lungimea deschiderii 40 ceva de metri cât are pârâul. Alea de jos care susțin. Elementele care sunt pe podea, ați văzut că a relatat bine cine a scris cererea asta și oameni, sau doamna care a scris-o sau domnul, sunt neconforme în sensul că nu mai prestă siguranță. Alea pe laterale la fel. Cei care sunt din Siliște, din partea de Siliște, vin ca să evite DN2-ul, vin pe asfalt din zona de Siliște, de la mar, ajung la punte, s-o opresc la punte, ar trebui să o ia pe partea la. Așa, prin cererea dânșilor, dacă se reface puntea și o pune la punct, scutesc și ajung și la școală mai repede. Deci asta e una din cele, da? Adică... Nu, dar vă rog să mergi cu lemnul. Tot elementul ca să... Asta e ca o părere. Dacă dumneavoastră inițiați un proiect de hotărâre, o să atașați la proiectul respectiv toată documentația necesară pentru așa, supuneți aprobări, se aprobă bine, nu se aprobă... Eu am azi la proiect. Ei s-au venit la mine și ați spus. Fă o repede, nu pot să fac repede, până că aprobă pe cel local, până că nu știți dumneavoastră ca și consilier și până când nu sunt bani. Altă... Da. Mai... Da. La diverse, da? Da. Referatul comun numărul 8799 din 19.9.2023 a compartimentului... Da, am aici referatul din partea celor de la contabilitate, în care se solicită și mi-a dat la cunoștință. Vă aduc la cunoștință că în evidențele fiscale ale unităților noastre pentru imobilul apartament suprafață de 74,60 m2, situația în Comuna Răcăciun, blocul numărul 1, scara C, apartament 6, Comuna Răcăciun, sunt următoarele sume de plată.
la domnul Bădărău Ionuț suma de 3.721 reprezintă lipsă drept de folosință imobil pentru perioada de 1 ianuarie 2023, deci 3 ani de zile, la care se adaugă dobânda legală în valoare de 416 lei și rezultând un total de 4.137,78 de lei. Vreau să-i fac următor. Vă rog să vă opriți, că trebuie să filmez omul ăsta. Da, ce vorbesc trebuie de disputință, sau ce? Da, dar nu-i problemă. Dar ești în cauză, domnul consilier. Dumneata dai notă de omul care... noi suntem toți scoți și alții... Haideți să vă spun, eu nu fac decât instituțional treaba asta. Eu trebuie să, în raportul și în hârtia dată de către... transmisă de către compartimentul juridic, expiră termenul de evacuare a dumneavoastră și implicit a... cel care a stat acolo, în apartament, și urmând a fi redat adresă către extorul de către să eliberați apartamentul. Apartamentul este al comunei, este al meu, a stat în el, nu v-ați achitat dările care, care sunt. Minte că prea lung, sunt prea lung. Da, prea lung, contract, da. De închiriere. Are contract de închiriere? Cine are? Respectivul ăla pe care l-ați notificat aici, are aici contract de închiriere cu... Nu, dar nu trebuie să-l închirie, să-i aibă contract de închiriere. Explicați la juriță, de ce, care e situația cu... Dacă are contract de închiriere, cu stați un apartament acolo și vine... Dați-mi voie, pentru că sunt... Nu, eu vă spun, atât și un pic. Dumneavoastră v-ați folosit de chestia asta. Nu v-am folosit de eu. Sunt bani care trebuie să recuperați și aducați-o consiliu local că apartamentul, când discutăm acum, trebuie să eliberați chestia consiliu local. Dar ce? Dar stați o leacă așa. Deci există hotărâși decătorească. Deci, da, domnule. De evacuare. Există hotărâși. Ai avut 3 ani de zile și îți plătești. Ce sunt plătesc, ce sunt plătesc? Dările, 4.537. Dar ce mă bagi pe mine în povestea asta, așa cum ai făcut? Dumneata ești oricum, dumneata ai stat în apartament? Cum am stat? Cum ai stat? Ai stat în apartamentul meu din anul 1981. Nu l-ai dat. Domnul primar, familia mea... Familia mea a avut apartamentul ăla dat pentru că... Domnul, vă rog frumos să ascultați bine ce vă spun, că restul o să vorbească DNA-ul cu dumneavoastră. Da, când ai plătit toată. Știi ce faci? Pune mâna și plătești zdările care ai la asta. Ai 9 proprii! Dar nu mai ai 9 proprii! Dar stai o leacă! Nu mai am rubrică! De ce? Ce fel de exemplu dai? Dar cum primar? Eu sunt... Cum cine sunt? Sunt primarul Comunii Răcăciuni, alege către oameni și vezi că dar trebuie instituat de niște criterii administrativi care sunt legale, da? Să ne scot la mine, rugați-vă la Dumnezeu, că dacă nu eu ești primar, o să mergeți acolo unde merg toți cei... Da, dar unde ești? Tu ai scăpat când ai nimic în numele tău. Ești foarte șmecher la toate alea. Da, eu nu știu. Vezi că ești șmecher, dar... Auzi, dar... De ce problemă? Tu vorbești cu Bădărău consilierul? Nu, vorbesc cu Bădărău Ionuț. Păi, ce treabă ai tu? Nu, dar nu ești Bădărău Ionuț, dar nu înțeleg. Ce spune lumea în sat? Cum vede că se mișcă împotriva ta, te-a pus și îi suni și le trimiți notificări, considerând că primăria Răcăciuni... Nu sunt bani, nu-i banul public, domnul Bădărău. Eu în apartamentul ăla nu stau, stăm din anul 81, pentru că mi-au dărâmat comuniștii casa. Oricare alt primar, în locul dumneata, ar fi sprijinit familia. Ai luat teren pentru niște, că sunt hârtii. Domnule, eu am exact domnul Ovidiu. Auziți? Băieți, ce răspund la bătrânii dumneavoastră și o să plece cum a plecat jurnist dacă nu mai putut să se vină. Ai văzut afirmația că a plecat cordaica aia. Da, asta e adevărul. Și următorul o să fie contabil care semnează aiurea când o să fie de ea. Da. Numai tu ești corect. Deci la primăria Răcăciuni suntem toți incorrect. Tu ești corect. Dă-mi voie să vorbească doamna contabil. Doamna contabil a trimis hârtii la toată lumea. Vă rog să mă iertați, nu trebuie să spuneți acum. Nu trebuie să spuneți. Spune doamna contabil. Așa mai denigrat pentru că în fața lui dat problema este domnul Ionuț Bădărău spune că în ce calitate eu ca primar i-am dat, sau voi ca compartiment de contabilitate, ați dat hârtie de restituirea banilor. De acum ai primat pe ăsta pe banii comunii să filmeze, să mă denigrez, dom'le. Nu, dar tot mai să mai ești primar. Dar nu mai sunt. Și o să vină și curtea de comuni și o să ne punem doar pe masă. Ăsta. Asta e limbaj de cartier de-a tău care folosești prietenii tăi. Spune-mi, domnul Ovidiu, ce asta la bază a acestui referat? Acest referat, ce conține? Cum? Nu, spuneți, de ce? Da, domnul, cum a ajuns la mine? Cum a ajuns la mine? Păi el a stat în apartament, asta spune. Cine a stabilit asta? Bă, uite, să-i explic cu doamna contabilă. Eu nu am făcut un referat. Domnule, cine a stabilit? Adică, doamne contabilă, nimic. Da, domnule.
Cine a stabilit oameni? Nu o puneți pe ăștia. Dar lăsați-o să vorbească. Nu o puneți. Adică și doamna e. O puneți și voi. Nu o puneți. Dar în apartament. Dar să nu le vinde. Liniște. Era contractul pe numele tatălui dumnealui Bădărău. Îl puteți arăta contractul ăla? Dar acum, frea acum, nu, stai, de ce să dăm la aia, după aia să fie. Doamna contabilă, în 2020 a fost contractul pe unul dată, ce s-a întâmplat doamna contabilă? Și apoi a fost ceva în instanță, nu știu să vă spun exact. Așa. Și s-a folosit acel drept de folosință. Care o găsit domnul primar, o chestie, că e la butoare, domnul primar. Eu sunt la butoare. V-ați legat, domnul primar. Deci spune domnul... V-ați legat? Mi-e cacă de ferat ăsta. Ce să spună, habar n-are, filmează-ți în poate, nu știi. Vă primit ordine la primar și vă băgat în mapă. Când veniți la mine și se urmă gândirea asta, da? Domnul primar, domnule, dați-vă, domnule, dați-vă. Dar nu iau meu apartamentul, lasă să vină un doctor, un profesor, un polonții. Dar băgat 25 de mici. Nici curent nu ai la apartament, nici curent nu ai la apartament. Ai zis că nu e a tău, n-ai statul, dar ai băgat banii. Domnule, tatăl meu a locuit acolo, din anul 81. Da? Din 1981, din decembrie, am locuit ca și copil acolo, dar tata meu a fost titularul, da? Bun, bun, dar din ăla ai spus că ai băgat 25 de mici. Da, dar putea să-i vedeți, în 2016. Să vedeți că nu e nimic. Puteți să mergeți. Uși, geamuri, parchet, totul e nou, domnul Danu. Da? Și jumătate din acoperiș. Are debit la primărie? Problema e... Are debit la primărie, domnul Bădărău? Are 4.000. Cine l-a stabilit, domnul? Bă, dar ce l-ai stabilit? Poți te chemi DNA-ul să dai... Hai, de acum. Nu? DNA-ul pentru... Sentința judecătorească, domnul. Sentința hotărăște asta? Da. Mai, mi-e împărat la doamna... Nu aveți sentința? Lăsa-l, suma anterioară de 230 ceva s-a încasat de la domnul Bădărău. Da, într-o ședință a spus că trebuie să-mi dă deci suma de ce ne-au plătit? Și acum avem și aceeași chestie, e băgat și Bădărău ca să dea rău. Ca să vadă lumea că Bădărău e nenorocit și cât de cheța din bun și de frumos și uite cum mai ies el două mandate. Nu ești imaculat. Bună ziua. Doamna secretară, dumneavoastră îmi faceți jocul și e bună ziua. Amenințări de astea le-ai peste tot, domnul Bădărău. Astea le-ai peste tot, domnul Bădărău. Bunul de apă de la fundul la Căciun. Da, puțul de apă de la fundul la Căciun este luat de pisica pe o firmă, firma respectivă așteaptă o piesă. Piesa aia nu pot să o iau eu să o pun. Și o să ajungă să facă. Deci prioritate... Nu, se repare, nu are alea. Dar la ședința anterioară avem o lună de zile de când așteaptă la piesă. Da, e o piesă importantă, nu e o piesă. Da, ședința se repare creată. Mulțumim!